mulțumesc pentru faptul că ați venit în număr atât de mare. Este o zi mare astăzi, fiind ziua îndrăgostiților, iar noi, Partidul Poporului, suntem îndrăgostiți de poporul nostru și toată lumea știe că avem acest sentiment și ținem de familii și de, în primul rând, dragostea față de oameni. De fapt, unul din sloganurile noastre sau al meu în campanie a fost din dragoste și dreptate pentru timișoreni. Tot în acest sens vreau să vă spun că organizația locală din Timișoara se întărește pe zi ce trece prin organizarea unor alegeri libere față de alte partide în care vin candidații impuși de la centru ca pe vremea lui Caragiale, cu o scrisoare pierdută și cu celelalte. La noi chiar se fac alegeri democratice. După ce în urmă cu 2 săptămâni am avut alegeri la senior și s-a constituit un club tare, care acționează aici la municipiu în fiecare săptămână cu dezbateri libere și propuneri pentru candidații la europarlamentare. Acum am reușit să structurăm, prin grija doamnelor din instituția noastră, să se facă ieri după amiază alegerile libere la doamnele din organizația de femei. Vă dau 3 nume. Doamna Crăciun Elena a fost aleasă în cadrul adunării generale pe municipiu, a avut un număr de 28 de voturi, contracandidata cu 4 voturi mai puține, 32, da, și contracandidata a avut Lihor Dorina, prim vicepreședinte, 28 de voturi, iar Dănescu Marieta a fost secretar, a avut voturi mai multe. Avem aici întregul, și o să vă dau lista cu tot biroul. Dânsele se mobilizează și mobilizează în toate cele 4 colegii, organizațiile și tot ce se numește activitate de și pentru femei. Și doamnele noastre sunt mame sau unele dintre ele sunt studente. Fiecare în locul de muncă sau în cartier este un mic Dan Diaconescu și un mic OTV. Vrem să suplinim în acest fel lipsa de informație pe care Dan Diaconescu o dădea prin OTV către toți membrii noștri, către bazinul nostru electoral, pe care noi îl apreciem a fi în județul Timiș la oricum peste 15%. Mulți simpatizanți, mulți membri devotați, unii vocali de s-aud peste tot, chiar și la noi în ședințe sunt și se impun cu puncte de vedere pe care suntem obligați să le luăm în calcul, așa este în democrație. Adunarea a fost statutară și deci, dacă avem din toate profesiile, vârstele, obligațiile, vrem să ne rupem de vechile etichete că suntem un partid al oamenilor simpli sau oamenilor fără școală. Așa cum v-am mai spus, avem tineret, avem oameni cu doctorate, avem oameni cu 2 facultăți care s-au înscris în PPDD, mulți și datorită faptului că s-au considerat înșelați sau păcăliți de acești 24 de ani de guvernare pe care i-au trăit împreună cu noi și împreună cu dumneavoastră, au avut speranțe și nu le mai au. S-au săturat să spere și să fie mințiți de fiecare dată, pentru că cei care s-au perindat la guvernare au fost cu rândul la furat. Nu s-au dat nici locuri de muncă, am fost apelat și am dat un interviu la un post de radio pentru Londra, pentru că și de acolo suntem apelați. Mi-am făcut un site de politician, Ilie Bertea, și cei de la Londra mi-au cerut să le fiu alături, pentru că și ei au nemulțumirile lor din străinătate. O să facem din asta o temă de campanie, așa cum v-am mai spus, urmărim noi pe PPDD-ul să aducem în țară pe cei care au fost nevoiți să plece în pribegie, datorită sărăciei, datorită lipsei locurilor de muncă. În continuare vom avea grijă ca în Timișoara PPDD să fie un partid luat în seamă, să fie un partid auzit, prin cei 132 de consilieri în județul Timiș, dintre care 4 la Consiliul Județean și 4 la Primăria Timișoara. Încercăm să ne impunem proiectele și să le susținem pe cele care le-am promovat. De asemenea, încercăm să punem talpă și să oprim anumite proiecte irealizabile în care simțim că sunt alte interese de partid sau de grup care nu cadrează cu nevoile cetățenilor din municipiul nostru. Vrem să fim alături de oameni la schimbările ce au loc și la schimbările în mai bine, în creșterea nivelului de trai, în ocuparea de locuri de muncă
și respectul și demnitatea față de cetățeanul timișorean. Acesta este trendul pe care se îndreaptă Partidul Poporului Dan Diaconescu și vă asigur că în Timișoara organizația se întărește. Deci încă mai avem oameni care se înscriu și vin în Partidul Poporului Dan Diaconescu, deși se vorbește la nivel național de plecări, eu pot să vă demonstrez cu cifre că sunt mai mulți care vin și oameni importanți. Și să luați în calcul și faptul că atunci când am un candidat și pentru primărie sau pentru Consiliul Județean, nu aveam niciun parlamentar la nivel național. Acum avem cei doi domni care sunt aproape de noi, domnul deputat Adrian Diaconu și domnul senator Iovescu, cu care ne consultăm și suntem puși la curent de toate noutățile care se dezbat la București. Avem acest privilegiu că parlamentarii noștri țin aproape de partidul nostru și noi ținem aproape de ei, în așa fel încât să fim ceea ce am fost și mai mult decât atât.